Au dat România pe Danemarca, însă nu vor ca micuților să uite de țara de origine, de limbă și de tradiții. Astfel, câțiva români au decis să înființeze școala românească din Copenhaga. Este frecventată în fiecare duminică de copii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani, care studiază timp de 3 ore limba și literatura română, geografia și istoria țării. Să vă povestesc legenda mărțișorului, care este una dintre cele mai frumoase legende. 12 copii îmbrăcați în straie populare învață la școala românească din Copenhaga într-o sală împodobită cu obiecte tradiționale. Am împărțit pe două grupe de vârstă. Lucrăm cu ei foarte mult pe limba română. Învățăm să scriem, să vorbim, învățăm poezii, cântece și tot ce ține de tradițiile și obiceiurile noastre românești. Prima schimbare, am văzut că scria, că citea la televizor scrisul în limba română, ceea ce pentru mine a fost un șoc, pentru că înainte de asta nu citea deloc. Cursurile se țin în fiecare duminică de câțiva profesori voluntari, care nu pun note. Aceștia predau pe lângă limba și literatura română și geografie și istorie. Ce știți voi despre România? Copiii au mai învățat și dansuri populare. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Ambasadei Române din Copenhaga și a Parohiei Ortodoxe. Vă așteptați să mergeți în România? Să povestiți? Da! Orice copil este binevenit, iar pentru înscriere, părinții trebuie să completeze o cerere pe care o pot lua de pe site-ul școlii sau de la biserica din oraș.